Înghețată din fructe, banane portocale, banane, lămâie și pere. Este bună, bună și gustoasă. Un deliciu, o bunătate. Să încercați și voi. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi facem înghețată, înghețată din fructe, banane, portocală, banane, lămâie și pară. Și imediat o să vedem modul de preparare. Și o să le punem în aceste forme, vedeți? Și o să facem așa ca un fel de înghețată care se mănâncă așa cu acest sau în aceste forme și pe băț așa și o să mâncăm. Dăm la frigider și o să avem o înghețată răcuroasă în aceste zile călduroase. Așa, bună ziua, bună ziua, bine ați venit, facem înghițată din fructe, este foarte, foarte cald. Și o să facem, o să le punem în aceste forme și când simțim nevoia de să ne răcorim, că este foarte, foarte cald afară, scoatem câte o înghețată, ori în aceste forme, ori în acestea. Se face simplu și rapid. Cea mai simplă înghețată. O să facem banane portocale și banane lămâie cu pară. Așa. Și am să dau deoparte aceste forme. Am să le pun așa în față, așa aici. Așa. Într-o parte. Bună ziua, Vicky! Bine ai venit! Facem înghețată. Așa. Am să dau și bananele, am să le pun așa aici. Ca să putem tăia. Așa. Avem și lămâie. Aici avem formele noastre, am să le pun așa într-o parte. În cele galbene o să punem cele cu lămâie, ca să știm că sunt cu lămâie. Și cele portocalii, cele cu portocală. Faceți și cu căpșuni, puneți în cele roșii. Sau dacă nu, vă puneți o etichetă. Nu vreți etichetă? O să fie surpriză când o să le luați. Pupici, pupici, Vicky. Așa. Și acum, o să am nevoie de un cuțit, de un mixer. Eu am un mixer așa, un blender micuț, micuț. Și o să le blenduim și o să le punem așa, frulate, mixate în forme, direct în forme. Așa. Am să încep cu portocala și cu banana. Și am să-mi curăț portocala. Puteți pune doar sucul, dacă nu doriți și pulpa. Stoarceți și puneți doar sucul. Așa. Ia, am să pun cu tot cu pulpa astăzi. Așa. Să tăiem. Deci cantitățile să fie egale. Câtă banană, atâta portocală. Și gustați. Dacă portocalele sunt mai acre, mai adăugați puțină banană sau o lingură de zahăr pudră. Dacă doriți. Așa. Am să dau deoparte. O tăiem bucățele și o punem aici în blenderul nostru. Scoatem semințele dacă sunt.
mare și punem în blender. Așa. Și punem și o banană. Bună ziua, Sidonia! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa. Și banana o luăm și o punem așa bucățele. Și acum nu ne rămâne decât să punem căpăcelul. Și să le blenduim, să le mixăm. Așa. Foarte, foarte, foarte cald. Așa, vedeți? S-a făcut așa o pastă. Și acum o să punem, deci cu portocale. O să punem în cele care sunt portocalii, așa, în acestea. Acestea patru am să le țin pentru lămâie. Se găsesc în magazine. În magazinele de... unde vând aceste produse sau pe internet le găsiți. Eu le cumpăr și de pe Amazon. Am să vă pun și linkul dacă doriți. Așa, am să-mi iau o lingură. Și o să punem așa cu lingură aici și o să umplem și o să lăsăm cam așa de un deget mai jos. Că ea oricum o să crească. Și punem căpăcelul. Vedeți? Simplu, simplu, simplu se face. Și să știți că este bună, bună. Și nu se întărește foarte tare pentru că avem banană. Cu mare drag, Vicky. Batem așa puțin. Așa. Și gustați. Gustați să vedeți. Dacă o vreți mai dulce, adăugați o linguriță de zahăr pudră. Dacă nu... Așa. Ia uitați. Cam așa o să fie. Cam la un deget mai jos. Și punem căpăcelul. Să știți că eu mă topesc. Este foarte cald. Așa. Și dăm deoparte. Și o punem așa aici. Și acum umplem alta. Până terminăm. Așa. Batem și punem. Și se face repede și este foarte bună și pentru copilași. Așa. Ia uitați. Un deget mai jos și punem căpăcelul. Așa. Putem pune și în aceste forme, vedeți? Ia uitați. Care au așa un bețișor și luăm de aici și punem și umplem și după aceea le scoatem să vă arăt și cum arată gata înghețate. Așa. Și le umplem până sus acestea. Așa. Am intrat puțin să vă arăt cum fac. Eu fac în fiecare zi. Este așa de cald. Ia uitați. Așa, și punem căpăcelul și așezăm așa aici. Așa, ia să punem restul de aici. Aceasta este plină. Închidem. Punem restul care ne-a rămas așa aici. Aceasta este cu banană și portocală. Și acum vom face banană, lămâie și pere. Așa. Aceasta
cam să o umplu după aceea. Cam să mai fac puțin. Așa, și o punem așa aici. Așa, am revenit. Și acum o să facem cu banana. O să o punem cu lămâie și cu pară. O să curățim para de coajă, tăiem cojița. Și punem așa bucățele din pară. Ia să punem și punem bucățele din pară, tăiem pară așa bucățele și punem așa aici. Acum vom pune și lămâie. O să tăiem așa coaja de la lămâie. O să eliminăm cu tot cu partea albă ca să nu fie amară. V-am spus, puteți stoarce și puneți doar sucul. Este foarte bine și numai cu suc. Aveți grijă la sâmburi dacă puneți pulpa. Așa, nu are. Punem aici și punem și banana. Punem și banana și gustați. Dacă mai e nevoie de puțină lămâie, mai adăugați. Dacă mai e nevoie de banană, că este, nu este prea dulce, sau dacă este bun așa și doriți să fie mai dulce, mai adăugați o linguriță de zahăr, zahăr pudră. Cine dorește zahăr. Așa. Punem căpăcelul și amestecăm. Mixăm bine. Și mixăm bine, bine. Fac gălăgie. Jos. Imediat vă arăt și cum arată înghețată. Și punem căpăcelul, vedeți? Așa. Punem căpăcelul și dăm la congelator. Și avem o înghețată bună și delicioasă. Așa. Mai umplem încă una. Și puteți face cu fel de fel de fructe. Banana cu... Pentru că în momentul când puneți banana nu îngheață prea tare. Și este foarte bună. Așa, încă puțin. Ia uitați. Așa, și punem căpăcelul. Așa, o să mai umple și una din aceasta. Cu lămâie. Că poate multă lume nu are aceste forme și puneți în... Sau dacă nu, puteți pune și în păhăruțe de plastic, micuțe. Și vă puneți așa un,
Ori o linguriță mică în interior, ca să o scoateți și o mâncați de pe linguriță. Cine nu are acasă. Așa. Aici umplem până sus. Vedeți? Până la margine. Și punem căpăcelul. Și așezăm așa aici. O să mai umplem. Vedeți? Acestea mai deschise le-am umplut cu lămâie. Cele care sunt un pic mai, vedeți? În această culoare. Cu portocală. Ca să știu când le iau din congelator. Așa. Vedeți? Așa, un deget mai jos și punem căpăcelul. Hai să mai umplem încă una așa micuță. Și aici cu ce mi-a rămas, am să o completez pe aceasta care mai a puțin aici, mi-a mai rămas puțin mai goală. Și am să am două gusturi în interior. Așa. Ia uitați. Așa. Un pic mai jos, lăsăm, că e oricum când îngheață, crește. Așa. Și să vi le arăt pe acele care sunt la frigider. Am să le aduc imediat. Cu lămâie. Așa. Și aici am una cu lămâie și una cu portocală. Și acestea le lăsați puțin în le lăsați puțin un minut, două să se încălzească ca să le putem scoate sau le băgați în puțină apă călduță. Un pic și le scoateți. Așa. Și acestea, ia uitați-le, să scoatem căpăcelul. Acesta este cea cu lămâie, vedeți? Este înghețată. Așa. Și cea cu portocală. Ia să vedem dacă e cu portocală. Ia să vedem. Nu. Acestea sunt amândouă cu lămâie. Și una cu portocală și una cu lămâie, vedeți? Aici, portocală, banană, portocală, lămâie, banană și cupară. Așa. Și acum se încălzește puțin, puțin, iese afară. Ia să vedem. Să scoatem de aici, să o încălzim așa puțin cu mânuțele, să vă arăt cum arată. Acestea le băgăm la congelator. Și în câteva ore sunt gata. Și ne răcorim. Așa, ia să le încălzim așa puțin. Că după ce s-au încălzit puțin, ies. Iată. Vedeți? Așa. Înghețată. Și este bună, bună, bună și gustoasă. Sau aceasta cu lămâie. Așa. Un deliciu.
Ia să vedem dacă reușim să le scoatem și pe acestea din forme, să le mai încălzesc puțin. Așa. Și vi le arăt și pe acestea. Imediat e gata. Așa. Înghețată din fructe, care se face repede, repede. Asta a ieșit, hai să scoatem și pe cealaltă, încet, încet. Încălzim puțin și imediat iese. Așa. Ia uitați. Vedeți? Cea cu portocale și cu banane. E un deliciu, o bunătate. Așa, o punem înapoi. Și cea cu lămâie, cu banană și cu pară. Ia uitați. Așa. Ați văzut, se face repede, repede și este foarte bună. Cea cu portocală și cea cu lămâie. Ia uitați, un deliciu. Sper să le încercați. Ați văzut că se fac foarte, foarte ușor. Acum eu le dau la congelator. Și voi publica acest video și pe canalul de YouTube. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acolo găsiți foarte multe rețete de înghețată și nu numai. Și tortuleți de înghețată găsiți. Fel de fel, peste 700 de rețete. Și acum le voi da la congelator. Și mi-au ieșit acestea 3, 2, 4, 6. 6 înghețate din ce am făcut astăzi. Din 2 banane, o portocală, o jumătate de lămâie. 2 banane, deci banană, o banană și o portocală, o banană, o jumătate de lămâie și o pară. Aceasta este rețeta. Eu vă pup, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă las pupici, este foarte, foarte cald. Îmi pun repede înghețata la congelator și nu ne rămâne decât să ne răcorim cu o delicioasă înghețată. Ia uitați-o cum arată. Și să știți că nu este tare deloc. Este bună, bună și gustoasă. Un deliciu. Să vă arăt și cea cu lămâie. Vedeți? Și aceasta este tot așa, nu este tare, tare, este numai bună de mâncat. Un deliciu, o bunătate. Să încercați și voi. Înghețată bună. Bună, bună! Și pe vremea aceasta călduroasă ne răcorește. Vă pup dulce și ne vedem cu următoare rețetă. Seară frumoasă tuturor! Acum dau la congelator și am să public și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Vă pup și dacă aveți plăcere să distribuiți, vă mulțumesc din suflet. La revedere și o seară frumoasă tuturor! Pupici, numai bine vă doresc! O seară frumoasă, pupici!